Acum? Vrem pe ea să fum de aici. Arde focul, arde focul. Wow, 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 wow. Am speriat acolo că am picat. Și eu acum oare ce trebuie să fac? Plec cu asta în față, ia să mergem în față. Mai că aici am văzut că avem o poartă. Da. Ok, să ar și eu, da, pot să mor acolo. Dar nu știu ce să fac, păi și dacă mi-ai dau în față dată, nu mai pot să trec de asta, nu? A, uite că a picat asta, super. Și acum hai să trecem prin foc, sau trebuie să-l sting cumva? Ia să vedem, dacă eu îl vin cu... Îmi arunc clopotul de aici. Pot să-l sting așa? Da, uite că am putut să trec. Deci nu e nici asta șmecheria, dar tot trebuie să fie ceva cu cablul ăsta. Oare pot să trag toată chestia aia, mașină oare? Ah, deci asta era șmecheria. Asta s-a oprit acolo. Ia să vedem, pot acum să sar. Asta tot nu se duce mai jos și ăsta. Asta coboară acum, cred că are nevoie de greutate. Să merg mai departe. Nu pot să cobor pe scările astea, deci trebuie să merg mai departe. Merge raba 3. Cred că am găsit combustibil. O să-l duc mai încolo, dar cred că pe aici o să trec cu nava. Nu știu ce-mi trebuie combustibil. Hai să vedem. Apăs eu cu capul meu mare aici, ce se întâmplă? Urc ceva? Bă, că se învârte doar, nu știu dacă se întâmplă ceva. A, deci eu trebuia să mă duc acolo. A, deci mașina merge singură acum. Eu acum am realizat că toată nava asta merge singură. S-a băgat ceva combustibil. Vreau să văd dacă pot. Hop, hai să împing asta. Dacă pot să las astea aici, să le apăs la fel și să mai bag combustibil. Ok. Nu mai am ce să trag, uite că ăla nu mai e pe aici. Wow, wow. Ah, uite aici un nou ăsta. Păi și acum cum ajung sus? Înseamnă dacă îl împing să pot să mă urc pe el și de aici să ajung sus, oare pot așa? Avem și o mașină acolo în dreapta. Au două mașini. A, uite că pot să mă urc așa. De pe scară pe alta și... Oh, perfect! Hai să nu pic acolo. Acum trebuie să trag și la motorul ăsta. Pot să trag aia sus? Nu dau seama dacă vine. A, uite că vine. Așa, hai. Ok, am tras și acum trebuie din nou să fac fix cum am făcut înainte să sar pe ea. Băi, e foarte șmecher jocul, ținând cont că trebuie să te gândești la toate treburile astea înainte, dar văd că asta încă nu m-a băgat combustibil acolo. Trebuie iar să apăs pe butonul oare? Da. Avem din nou butonul ăsta aici.
Așa, se duce sus, ăsta coboară și acum cred că pot să merg și eu cu nava mea, pentru că nu mai avem niciunul dintre capsulele acestea pentru combustibilă. Hai să-i dăm în față, mergem. Hai că mergem. Deci am găsit barca lui bossul ăsta, nu știm ce s-a întâmplat cu el, pentru că nu scrie nimic niciunde, nu ne spune nimic. Cam asta e ciudat la joc, pentru că nu spune mai nimic. Avem aici un nou desen. Op, 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 oprește, oprește, bossule. Bă, că ăsta merge. Ne deplasăm, că nu-mi dau seama. Dar ne deplasăm așa încet. Vedem că se și învârte motorul acela sus. Ar trebui ca în momentul ăsta în care ne mai deplasăm să coboare chestia asta de aici din față. Rampa aceasta. Hai încet, încet, cătinel, cătinel. Ajungem aici în dreptul muntelui. Uite că am ajuns acum la ceva. Ia să vedem, cred că aici o să se oprească, să pice rampa și noi dăm bice. Să duce fratele la vale. Hop, 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 hai să apuc să urc și aici sus, ca să-i bag combustibil de ușmecher ăsta. Sper că nu ne lovim de ceva, că avem viteză acum destul de mare chiar. Hai să văd dacă pot să ridic și pun. Nu, 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 avem aici combustibil, 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 combustibil. Oh, ce am apucat să le iau. Vreau să scot ăsta. Hai să-l scoatem. Hop, s-a oprit și motorul aici. Mă duc aici sus, dau drumul și la astea. Așa, vreau să iau ăsta pentru că să dau drumul aici puțin. Am ceva probleme, dar nu cu ăsta, cu celălalt aveam probleme. Hai să oprim ăsta, poate ăsta ne încetinește, nu-mi dau seama. Vreau să mă duc aici, să dau un cap în ăsta, să țin apăsat butonul. Avem viteză mare, vedem că putem schimba viteza pe maxim. Hai că dau capul în continuu chestia asta, poate chiar așa prinde viteza mai mare. Nu-mi dau seama. Să stins ăsta. Cred că aici trebuie să fac ceva, în momentul ăsta în care mi apar că se strică toate aici, poate trebuie să fac ceva. Apa nu, uite că înainte nu am ajuns până aici. Oh, mi s-a rupt barca în două. Da, pânzele sunt puse, dar uite, vedem că e rupt ăsta, uite acum am ajuns la. Ok, a, deci asta trebuia să fac, nu trebuia să trag eu de la. Așa, acum trebuie să stau aici, doar să împing. Foarte interesant. Ok, hai să îi dăm. Sper să nu ating cu partea de jos. Da, deci dacă mă las în spate, asta nava se lasă pe spate, dacă împing, nava atinge jos și nimic. Uite, aici ajungem la apă. Cred că asta e apă. Da, uite, e apă.
aici ce e un butoi? Am pus că este un nou element. Hai să vedem ce se întâmplă. Dacă iau asta. Așa, mergem sus. Am prins un foc. Nu cred că se întâmplă nimic. Poate trebuie să le iau, să le pun la mine în mașină. A, dar nu mai pot să urc înapoi. Deci înseamnă că trebuie aici să se întâmple. După ce am aprins farul ăsta, cineva este. Și mi-ar fi dat atât de multe chestii din astea. Dar ăsta se îndepărtează. Depărtează imagine, ce se întâmplă? Parcă crește și nivelul apei, pentru că înainte nu era apă. Nu? Mie așa mi se pare, crește nivelul apei. Și poate acum o să plutesc pe apă. Nu mai merge să dau zoom sau ceva sau ce se întâmplă. Vedem că apa tot crește. Dar până acum era uscat totul și acum deodată vine apa. Pentru că am aprins eu chestia asta. Așa se întunecă. Se mai întâmplă ceva pentru că nu-mi dau seama. S-a dus și toată apa din motor de la nava mea. În cerul semin, apa încă crește pentru că nu-mi dau seama. Așa s-a întunecat de tot, băi, nu mai văd nimic. Am pierdut din nou jocul sau l-am terminat? Cred că da, cred că asta a fost din joc. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă pentru că ne îndepărtam și se stingea lumina. Cam aceasta a fost seria de Far Nonsense. Eu am fost Adal și dacă îți plac jocurile indie și îți place ceea ce fac, nu uita să te abonezi la canal și să mă susții prin felul acesta. Poți să lași un like dacă ți-a plăcut, un dislike dacă nu ți-a plăcut. Și poți să lași un comentariu pozitiv și să-mi spui ce vrei să vezi pe viitor pe serii de jocuri îmi dorești să vezi. Sau poți să mă înjuri în comentarii dacă asta te satisface pe tine. Eu am fost Adal și ne vedem la o nouă serie data viitoare. Ciao!